Asta Gami, mă. Mamă, vezi că o să fie genial, ești de mă la cap. Bă, mi-era dor, mă, împotriva destinului, pentru cine ține minte, ne-am uitat din sezonul 1 în sezonul 2. Ne-am uitat la tot, bro, la tot. Da. Doamne. A, mai aia, trebuie să vedem și clipul ăsta, ce atunci, ești de mă la cap. Este o persoană publică pe care nu o place. Mă! Persoană publică pe care nu o place. Nu ați auzit? Sau doar așa mi se pare mie, pe voi, pe gură nu îi se pare că a zis aia. Nu, nu zice Mara Ognean, eu credeam că zice Mara Ognean. Nu știu ce e ce. Mă! Bine ați venit la 5 Second Challenge, suntem alături de Saic, Nana, Robinet și Onel și avem aici... Hai, mi-a zis desenul chat! ...pe care o să-l pun aici. Pe scurt, fiecare dintre noi are 5 secunde să răspundă la da, o întrebare. Da, posibil să fiți Vlad Neamțu. Iar greșit va fi eliminat până va rămâne unul singur care va pleca acasă. A zis Haimen și toată familia lui, cred că a ies de măsa lui George 47, că și-o ia în cur toată viața ei. ...casă cu acest premiu secret, acest mystery box nebun. Chiar e chiar grea cutia, uite. Leve. Fac pariu că nu e ceva leve în el. Fac pariu. Mamă, bere, Lego, Fortnite! Avem aici premiul, nu știm ce este, un mystery box. Mamă, dar chiar, bro, ăștia au scos Lego Fortnite și n-au făcut și un Lego real cu Fortnite, bă. Bă, așa nu... Înțeleg, au făcut jocul. Bă, da, nu fac și eu un Lego, că până la urmă Lego e Lego real, nu? Adică Lego, cum am eu cu Tesla, cu Dojo, stai, uitați. Lego, Lego, scoateți, mă, Lego, gen cu Fortnite, gen cu, eu știu, cu oricine. Aiurea. Să începem. Numește trei chestii pe care le face dacă ai fi de sex opus. Aș merge la salon. Trei chestii, fia, hai să jucăm și noi. Trei chestii, chet, pe care le-ai face dacă ai fi de sex opus. Nu știu, zici tu primul. Oi, eu ce aș face? Mi-aș pune unghii pe care a scrie H-I-G-H-M-A-N-ă, asta unul la mână. Ce aș mai face? Mi-aș cumpăra toate de-alea de buze, de-alea, cum se numesc, mă? Cu sclipici de-alea așa de pițipoance, nu știu de ce, habar n-am ce-ad. Și trei... trei? Ce-aș mai putea să fac, mă? Nu știu ce-aș mai face, ești nemul la cap. Dar de la pe gusturi, glos de la cu gusturi. Că doar nu mă dau cap eu acum cu glos de la pe buze. Zic, dacă aș fi fată. Să-ți cumperi vibratoare? Dar ce, mă, mătare vibratoare sub pat, Luca? Aș căuta un moș cu bani. Dacă sunt prostovan de ăștia de dau bani așa și nu trebuie să faci nimic. Sunt proști de ăștia. Da, ar fi o idee. Wow, bun. Aș intra în baie la fete, sincer. Păi dacă ești fată, idiotule, unde să intri în baie la băieți? N-ai face nimic ca necomun. Bă, sincer, asta cu salonul, cumva o faci și acum. Păi da, mă, dar merge la salon, băi, la epilat, băi, la pesat, Ana, se duce la salon să spele pe cap. Bună asta, Andrei. Bună asta, pe bune, știi ce aș face? Pe bune, dacă aș fi fată, m-aș băși o bășină de aia ezoterică, de aia împuțită, să văd cum dracu miroase bășina la fet. Bă, o bășină de aia împuțită, scârboasă, să văd cum miroase bășina la fet. Bă, și de așa, o duc. Dar nu mereu, de bune. Ce faci așa? Păi da, mă, dar eu nu m-am dus niciodată să mă spăl pe cap la salon. M-am dus de două ori în viața mea, gen. Numește trei oameni mai proști decât tine. A, Gami, Robine și Saic. Dar stai, aici cine contorizează dacă răspuns corect sau greșit? Păi nu, no, că l-a numit. Vrei să facem un test IQ acum? Ce am terminat facultatea de 4 ani, ce vrei să zic mai mult? Am terminat-o cu 9-9-8? Bă, cred că da, cred, ah, că, okay, el, da. Cred că el e. Da, da, ok, ok. Are careva de aici facultate? Și de tine nu puteam să zic și el nu se vede. Așa e, așa ce e. Să zic? Numește 3 defecte de ale tale. Ai pornit? Sunt gras, sunt urât, sunt netunț.
Bun. Păi da, partea defectele tale, nu mă. E, nu e defect. Da, mă, e bine. Numește trei echipe de fotbal din Spania. Spania? Hai, mă, nu, mă, faci mișto. Faci mișto, nu, ei, l-ai dat fix ei, mă. Spania, Portugalia și... Franța. Efectiv, adică nu. Echipa Spaniei. Uite, asta merge la nana. Numește trei chestii negre. Părul meu, pantalonii și părul meu, pantalonii, bluza, machiajul. A vorbit peste ea. Cum era să zică? Stai. Eu muream. Da. Am zis, am zis. Numește o persoană cu care ai fi într-o relație. Mamă, cu Gami. Bă, stai că am dat-o prost. Bă, e fost cel mai aproape de mine și m-am panicat. Păi da, am zis și eu. Bă, Gami, dacă ai fi fată, pă bune, chiar ai fi, cred că, tare. Și dacă sunt băiat, ce? Nu. Gami, fată, bro. E o persoană care aș fi în relație, chat? Bă, fără supărare, mama lui Godi. Da, care merge. Na. Numește trei moduri prin care poți folosi gheața. În băutură, la rană și la sex. Ce, mă? Mamă, ce ai zis? Bă, știi care a f- cine folosește gheața la sex, chat? Fost faza. La ce a zis ultima? La sex. Să-l întreb pe Saic, la ce a zis, bă, ultima? La sex. Oh, ce-a zis, bă, ultima? La sex. La sex. Să vină să la tine, vrei să facem sex? La sex. Numește trei lucruri pe care nu ar trebui să le pui pe pizza. Ciuperci, anșoa și porumb. Bun. Bun. Anșoa. O anșoa. Asta mi-a venit. Dar știi că mi-a venit de la un desen de când eram eu mică. Da, mă, cea bine, mă scuzați pe mine că n-am eu punga de gheață lângă mine când fac sex. Sau cu punga după de gheață și ai, te pun așa un cub aici, un cub aici. Firața e dracu de ciudație, dracu. Stați cu punga și cu găleata de gheață lângă voi. Eu nu știu ce e anșoa, dar anșoa, dar nici măcar nu știu ce e. E ceva peștuc mic așa. Mâncat așa, mâncat odată, bă. E un fel de, e ca o hamsie, dar nu chiar, e mic așa, e atâta gen. Sardine, se pune salata, hamsie. Da, un fel de sardine, se pune salata Caesar. În ce an s-au combinat Ioana și Gami? 2018. Mare arpa. Acum 6 ani, 2024, 2017. S-a sunat. Bă, acum 6 ani ai zis? Da. Bă, eu cât cred că ai. Acum 2018-2016. Bă, acum 6 ani v-ați combinat? Bă, cât ai zis, mă? Deci omul a zis acum 6 ani, 2024-2017. Bă, după aia a zis 18, că nu știam dacă e așa, dacă au mai trecut niște luni sau nu. Bă, acum 6 ani. Deci de acum, așa, acum 6 ani, te-ai combinat acum. Azi e, azi bă, e anii, nu, azi e aniversarea voastră? Nu. De ce ai pierdut gata? Numește trei mâncăruri roșii. Roșia, omul, și ardeiul. Roșii, sherry, cu ketchup, da, și... Da, 5 secunde, easy. Și salam. Bine! Bravo, bă, Nana! Limită, dar... Salam! Bine! Salam, da. Salam! Da, a zis roșii, sherry, că roșiile normale nu erau roșii. Cum o cheamă pe sora lui Robi? Mamă, n-am mai dezlipit Saic tricoul ăsta Miri de fel de când l-a luat. Chat-ul pe non-stop în el. Dar stai că trebuie să-mi vine și pe un tricou Miri, că o să fiu la fel. Băi, non-stop în orice clip, în orice poză, în orice... Bă, orice, bă, cu Saic are tricoul ăsta Miri pe el. Non-stop. Murim. Puchițu. Ioana. Da. Da. De ce a zis Chițu? Nu. Eu aș fi zis Robina ceva. În instant mi-a venit numele ei de pe Instagram, că mereu îi văd story-ul pe Instagram. Și o are pe Instagram Puchițu. Are ceva, Ioana, okay? are ceva cu tine, Chițule. I-a zis Puchițu. Nu, mă, e așa, e o de-asta gen. Nu. Numește trei președinți ai României după comunism. Da, unul în 5 secunde. Iliescu, Băsescu,
Becali și Obama. Cu Băsescu, Iohannis. Credeam că te pierzi aici. Așa, am zis, gata, iese. Numește trei mărci de mașini care încep cu litera A. Audi, Aston Martin și Xam. Primul. Băi, l-ai ajutat. Ce mă, cu ce l-a ajutat, frate? Nu l-a ajutat cu nimica. Bă, eu n-am vrut să mai iau după ea. La mașini. Tu știai, mă? Așa repede? Da. Autobuz, autocar. Ca să-i dăm o șansă, la următoarea întrebare să răspund în 3 secunde. Nu, mai pune acum o întrebare. Bun, cea mai grea întrebare. Numește 3 echipe de fotbal din Spania. Real Madrid, Barcelona și echipa Spaniei. Corect. Echipa Spaniei. Cum adică? Echipa României, echipa Spaniei, echipa Angliei, echipa... Mamă, stai că e mai paletă decât mine la fotbal. Deci eu credeam că eu din România sunt singurul paletar pe fotbal. Da, stai că mai paletă, ești de mun. Orice țară cred că are echipa națională, ești de mun. Ce, Spania nu joacă fotbal, nu are echipa națională? Robică, numește 3 lucruri pe care le poți băga sub pat. Șosete, papuci și un copil. Băi, real vorbind, da. A escalat așa situația. Poți să-l bagi, dar puteai să zici șosete, papuci și muci, că și rima. Șosete, papuci și un copil. Bă, un copil în cape. Iertați-mă, mă panică. Au câștigat vocile, băieți. Bă, dar care-i faza? Că tot văd TikTok-uri de genul cu vocile. Mă, când ai voci în cap, că gen... Da, bro, dar parcă sunt prea SF în sine TikTok-urile. Adică arată exact ca un vis. O întrebare pentru ăștia de acasă. Bă, în capul vostru, când vorbiți în gând, vorbește cineva pentru mine, da? Da. Adică eu am o voce în cap. Da, mă, și eu am o voce în cap. Da, dar unii n-au. Acum, unii n-au voce, cum gândești? Nu, exact, nu știu. N-ai cum să n-ai voce. Ba, da, să vezi în comentarii, să vezi în comentarii. Nu, bro, păi îți garantez că nicio persoană nu poate să stea cu ochii închiși să nu se gândească la nimic. Ce prostie. Ico. Mi-a închis ochii să vadă. Bro, păi îți garantez că nicio persoană nu poate să stea cu ochii închiși să nu se gândească la nimic. Dar nu știu ei că o au. Da, o au de avut. Care ți se pare cel mai urât nume? Andian. Andian? Ferească-mă Dumnezeu, bă, cred că am cunoscut la viața mea un om pe care se chema Andian. Dar de ce te-ar chema așa? Andian Automotiv. Asta e, mă, Andian e desa de cafea, mă, nu-i numele cuiva. Andian e nume? Numele Adrian și Adriana. Nu cred că există Andian, mă. Bă, nu știu, nu știu ce a văzut Nana. Nu cred că există. Ba da, există, am ce o generală. Ce am indian, ce la Andian, auzi? And, Ian? Andian, îl chema pe un băiat, la mine în generală. Cred că s-a dus tațu, s-a dus tău acolo, după... Cum vrede? Aia! Cred că v-a zic Adrian. Aia! Andian, aia! Numește o persoană publică pe care nu-o place. Mamă, Vlad Neamțu. Mă! Și chiar nu vreau să tai, gen. Dar gen, puteai să zici din afară, gen, Justin Bieber. Da, nu-mi place de vreo. De ce nu ți-ar plăcea Justin Bieber, ești nebun? Parcă vezi pe TikTok beef, stai cu mălcheamă. Băi, acum, nu știu, nu că, băi, e băiat de treabă, dar parcă mă irită ceva, dar nu știu ce. Numește 3 echipe de Formula 1. Red Bull, Mercedes și McLaren. Bă, asta pare era grea mea să mă știi, e rău, adică... Era culmea să mă știi. Puteam să vă zic și de-alea dacă vreți. Haas, Alpine, de-alea, dar nu le știați voi după aia. Întrebarea asta e destul de grea, trebuie să te concentrezi, ok? Hai, Câți ani are... Stai, mai zi odată. Câți ani are... Cine? Mama ta. Mama? Pa 51. N-avea cum să aibă 40, ești nebun. Am uitat să-i dau start. Oricum, am zis bine. A zis, da. Bă, chiar a fost grea, mă. Da, a fost grea că m-a pus sub presiune, știi? Păi și acum acum verifică. Bă, bro, e grea, e alea care... Bă, habar n-am. Nu verificăm. Ai văzut când îți ridică cineva așteptările? Mamă, ce bună e și arma asta, ce nu știu ce, ce nu știu... Și ajunge acolo și eu... Așa a făcut ăsta cu întrebarea. Mamă, ce grea e asta, ce să moară familia, ce grea e asta. Înțelegi? Numește 3 președinți ai Americii. Mal. S-ai ieșit. Bă, știu. Stai așa. Păi s-a dus timp. Păi mai o secundă. Perfect. E George Bush, Washington odată. Bush, Washington, Obama, Biden, Washington Trump, și Obama la urmă Trump, și după Bin Laden, Trump. Ăstea. Am vorbit cu Nana și mi-a zis ceva și m-am emoționat. Așa că băieți, îmi pare... Am câștigat vocile, ai vorbit cu Nana. Dar ce i-ai zis? Secretul nostru. De ce ai un secret cu iubita lui Saic? Pe bune, bro! Să apară pe vlog. Vreau eu să câștig.
Și a zis, vrei să câștigi? Și am zis, da. Și a zis, bine, dar nu mă așteptam că faci așa. Atât? Da, ăsta-i secretul. Din atât te-ai emoționat? Vreau să câștig. Da, bă. Numește toate continentele. Deci, America, Africa, Europa, Asia, Australia, Antarctica. Bă, bun. A fost fix la limită. E ok, doar că America se pune America de Sud și America de Nord, două continente separate, dar e bine. Hai, mă, repede! Afară! Afară! Cât fac 2 plus 2 împărțit la 2? Ma! 8! 3! Spune care este cea mai scârboasă combinație de mâncare. Sprite cu lapte. Păi mâncare, bă, mai de am băut. Viața mea. Nu vrei să, e cea mai... Omul meu a zis Sprite cu lapte la mâncare, bă. Era chestia da, pe care poți să bei. Asta e de băut, nu e de mâncat. Afară. Că ziceai niște cartofi cu înghețată de la Mac. Păi da, e bun. Niște gogoșari cu... Ci că cartofi cu înghețată de la Mac, bro, e cea mai bună chestie ever. Auziți-l pe al meu, chiar ai mâncat vreodată? Nu. Doamne, alt ciudat. Bro, chiar e bun, gen cartofii de la Mac cu înghețată, dar da, doar înghețata aia de la Mac, nu alta. Înghețată de la Mac e bine rău de tot. Ziceai niște cartofi cu înghețată de la Mac. Păi da, e bun. Niște gogoșari cu... ciocolată. Cu pește. Boss, am vlog în care au băgat lapte cu Sprite. Se face brânză, așa, se face... Da, mă, dar nu e aliment. Ba da. Haide, mă. Bine, mă, hai, plec. Nu pleca, mă, mai stai. Plec. Nu, mă. Plec, mă, Gami, lasă-mă, nu pleca. Lasă-mă, că plec. Câte mașini a avut Shelly? Shelly? Da. Două. Cu împre... Trei. Stai. Că aici e cu haubau. Bă, n-ai timp. Câte? Trei. Două, mă. Da. Aleluia. Cât nu se pune Dacia. Ce zile are un an bisect? 366. Bine. Saic. Da, King. Că știu că ești cel mai mare fan sau erai. Ia zi. Câte vize? Ia zi. Cum se numește? Ce dracu scrie aici, mă? Ce pată am, ești nebun. Ce dracu-i, ce dracu-i pata aia acolo, da, frate? Că știu că ești cel mai mare fan. Stai, mă, eu sunt murdar aici, că nu prea văd bine, ești right. Prost? Ia zi. Câte vizualizări are Five Gang Sauce? 50 de milioane. Păi și câte are? Focuri avea, cred că 50 de milioane. Sos are 43. Da, nu prea sunt aproape, cred că trebuie să mă dai afară. Îți mai pun o întrebare pentru o șansă. Câți abonați are Mr. Beast? 210 milioane. 110 milioane. Sau 120. 110. Are 200 de milioane. Da-te drept, da. Are 200. Cât? Wow. 200 cât? Cât are 200 cât? Că am zis 210. O fi făcut 210 Mr. Beast. Mamă, 226 de milioane, băi, nu-i sănătos. Numește 3 desene ale copilăriei. Tom și Jerry, Piloții Nascar și Regele Titan, Șaman. A greșit afară, am câștigat. Am zis, mă, Șaman, am zis prima oară, am greșit cu Dasha, dar e bine. Câți ani are? Mie-mi e dor de Robot Boy. Mama lui Robby. Wow. Mamă, ce întrebare asta, frate? Cred că 42, stai să o sun, vrei să o sun? Ce întrebare asta, mă? Tu câți ani ai? Bine, nu, păi, dar de ce râzi? 39. Vezi, am zis, mă rog, da, gata, da, mă, frate, am câștigat. Știe Nana și nu știi tu, vă rog, ce. De ce nu putem să printăm mai mulți bani? Că este ilegal. Acum fii atent că tu ai pus întrebarea greșit. Că tu ai zis de ce nu putem să printăm mai mulți bani. De ce nu putem? Noi nu putem să printăm pentru că este ilegal. Răspuns corect. Și plus de asta că dacă îmi printa mai mulți bani, îți dai seama că toți fraierii ar avea bani. Și atunci cum ar fi și șmecheri și fraieri? Și economia națională. Sau bogații ar avea și mai mulți bani. Păi nu e, că bogații oricum au bani, dar avea și fraierii bani. Și fraierii atunci ar fi fraieri cu bani. Bine, atunci... mă, vrei să câștigi, am înțeles, ai făcut facultate. Numește 3 chestii pe care le-ai face dacă ai fi de sex opus. M-aș tunde fade, m-aș juca fotbal și m-aș juca asta pe Discord cu băieții. Chestii pe care le poți face, deci. Din ce țară izvorăște Dunărea? Dar chiar bă că fetele nu se tun niciodată, gen, te duci să te tunzi așa săptămânal. Da, bă. Da, ai să tunzi săptămânal, ai să tunzi fade. Că da, fetele nu se tun, de aia nu știu cum e să te tunzi fade. Să vadă și ele cum e să-și bage mașina în păr. Să fii sărac înseamnă să fii fraier? Da, Roxana! Bă, 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 bă. Din ce țară vrea? Nu știu, bro, că eu cu geografia
Păi și gata, câștiga Nana? Păi... A câștigat Nana. Bravo, Nana. Bravo, Nana. Bombane pentru fată! Salala! Mamă, ce că îi dă ceva de la lui Vitoria la bomboane. Ne-am bătut capul atâta pentru niște bomboane? Da, eu voiam bomboanele astea. A, păi dacă știam, nici nu mai veneam.